muntele Măslinga. Și revenim la bastionul cel mai vestit al Ortodoxiei, mănăstirea aceasta Sfântului Sava cel Sfințit, construită în urmă cu 1500 de ani. Să nu credeți că amăriți ăștia de călugări au construit ce vedeți aici. Nu. S-au dus la împăratul Justinian, au mijlocit, l-au sensibilizat și el a trimis meșteri și a făcut acest uriaș complex monahal, să-l numim așa. Sunt două turnuri, vedeți aici. Ce rol au turnurile astea? Unul e al călugărului cu ziduri de 2 metri, în care se retrăgeau când veneau perșii, barbarii, invaziile. Poți să dai cu turnul, nu-l de rând. Și stăteau, aveau apă, cisternă de apă, provizii, până plecau ticăloși ăștia. Oricum, tot intrau și umorau. Mănăstire plină de sfinte moaște. Iar aici turnul femeilor, că vedeți acum a venit modern cu mașina, dar în urmă veneai pe jos cu cămila, cu băgarul, să nu fie atacate, omorâte, sfârșiate, bajocorite, fetele, mamele călugărilor, surorile, pelerinile care veneau și ele, le închideau în turn. Le închideau în turn. Deci nu trebuie biserică, eu cam două camere mari, și aici stăteau până dimineața, vedeți și ferestre ce mi sunt. Și până astăzi e numit turnul femeilor, astăzi e închis. Dacă peste noapte rămâne vreo soră sau ceva vrea din evlavie, atunci părinții vin cu cheia și o închid în turn. Închid în turn. Iar ei, părinții, au un circuit. Biserica mare, care e o mare frumusețe, biserica Sfântului Ierarh Nicolae, care e, de fapt, primul locaș, prima peșteră în care s-au rugat monahii. Deci Sfântul Sava a venit în părțile Capadocii, Turcia de astăzi, s-a rugat 5 ani pe acolo unde... Vedeți, mă, să luați-o cu ochii de la zidul ăsta, să vede o peșteră cu un grilaj, cu o cruce albă, în zid acolo. Da, da, da. Înțelegeți, scrie A.S. Adică Sava. Vedeți? Tipul de vale. Da, da, în peretele muntelui. Și rugându-se cinci ani, îngerul Sfântul Sava adună călugări, adună bătrâni și cei tine să aibă grijă, formează viața de opte. El a luat modelul din Egipt, cu stiunică, cu cantone, cu pagătele, cei care trebuie sunt cu macarie. Aici aveau altă rundeală față de cei din Egipt. Țineau porțile de sfinte și aici la Sfântul Teodosie, că ei sunt doi cei mari cipere, începătorii de opte în cipiu iudei, Sfântul Sava și Sfântul Teodosie, secolul V. Și țineau mănăstirea deschisă, și din călugări făceau slujitori ai oamenilor. Acum, mănăstirea are multe paraclise. Trapeza mare, luau cisternele de apă, chiar una apa de ploaie și asta beau toată vara. Aici vara ajunge până la 60 de grade. Și piatra se atinge, foarte, foarte uscat. Exact aceeași firmă ca la Marea Moarte. Acolo mai adie vântul din riful ăla, dar aici chiar în groapă. Și toți sfinții care au omorât în decursul și perși și alte năvăliri, i-au băgat în peștera Sfântul Nicolae, o peșteră mare chiar sub turnul ăsta, unde Sfântul s-a văzut un stâlp de foc, mai ca Dumnezeu a poruncit acolo să faci biserică. Și așa a fost început, se rugau împreună că e peștera asta, un ciuban de la Sibiu, în urmă cu 100 și ceva, la 1823, pe nume Andrei, a venit cu chimirul plin cu cocoșei, cu franțuese de sedau. Călugării când l-a văzut, așa e blavir și bogat, și tu ești bun de mănăstire. Și-a pus numele Anania, și-a făcut călugări. Și-a făcut voi de tot și l-a făcut peșteră biserică. Asta e timpurile noastre. Colosul și tot ce vedeți e din împăratul Bizantin. Dar eu am descoperit asta pe Pisani și am și intrat pe Hristoară. M-am bucurat, m-am bucurat de acest părinte că e pitorie românească, chiar în peștera, încă de s-a arătat tâlpul de ruși, asta și Sfântul Nicolae o perioadă. Deci este Agius Nicolae. Și tot ce vedeți, chilii, uși, terestre, e ca la Hozeva, unde am fost, 7.000 de sihași a fost pe valea asta. 7.000. 7.000, vă dați seama? Acum nu am mănăstire, 13. A fost o maică până acolo, a fost cumva, au tăinuit o călugăre, îi dădea numai pe ufuriță, pe fereastră îi dădeau mâncare, ca să nu atace beduine. E o pista, o cheamă. Nu, dar a murit. Da. Acum sunt părinții greci, români, doi, a fost trei, mai era unul la Petru Vodă, toată s-a întors înapoi. E un părinte din Buzău, care îl vedeți la poartă, și un părinte din Bacău, părintele Calnicu, părintele Zosima, ei doi cei mai vechi. Mergem și noi, vă scoatem moaștele la poartă, sărutați moaștele Sfântului Sava și alți părinți martiri care s-au nevoit în mănăstire. Ce e important? Acest mare sfânt, care a adunat călugării din Cusușa, ființa viața de opște, 1000 de opte. Vedeți că la Văratic e de sine. Fiecare maică cum se gospodărește cu cine. Dar la opte, totul, da. Așa că la mănăstirile noastre, la comun. A făcut tipicul bisericesc. Deci noi nu așezăm ceasul, leutrenia, liturghia, tot cum așa. Și în apus și în răsărit, acest Sfânt Sava, avem noi tipicul lui. Tipicul bisericesc.
Să păstrează întâlnirea până astăzi. Tot aici a fost un mare Sfântul Ioan Damaschin care a scris glasurile bisericii, cântările, slujba mormântările, binecuvântările. Deci mare, mare Ioan Damaschin era din Damas, era curtea califului. De invidie i-au tăiat mâna, că au crezut că pochetează cumpărată vizionatin să ia locul califului. Mai ca Domnul i-a vindecat mâna. De apare o icoană cu trei mâini. Hai să coborâm, să rutăm Sfintele Moaște. Părintele va duce moaștele să le săruta și ce vă mai dă el de binecuvântare? Că-l dă Părintele care va duce moaștele. Da, hai să-ți spune. Așa. De asta am vrut să viu cu dumneavoastră, că cu ei am mai fost cu bărbații. E Părintele Traian. Deci Părintele Traian, știți ce mi-a zis? Când ne aduci, vino și tu, lasă-le în turn, ia cheia și ține-le acolo. Cred că Vasile v-a spus așa. Cine? Părintele Traian. Marina, ai tu o bănuială că vrea să te lasă pe aici, să-ți ceală pe aici. Soțul este dascălul Părintele Traian. Și Marina e soția. Da. Uite că acum au plecat grecoacele și putem noi sta cu părinții așa. Da, fac o gălăgie grecoace. Nu, dar astea vorbesc toate odată. E problemă. E, nici la noi nu ne e rușine, părinții. Ok, hala. Auzi să pregătești pentru oanță, că m-a zăpăcit să-mi dai ca să iau acum. Pentru oanță. Să-mi trimiți, să-mi dai acum că pleacă dorul poi mâine. Pleacă dorul poi mâine să-i duc reverenda. Nu era scara asta, acum au făcut-o de curând. Dar cine au făcut-o? Preoții? Părinții din, din mănăstire? Da. Aici de-abia coboram pe potecă de asta. Câte plântuțe acum sunt plântuțe? La lei. Câte au flori? La lei, uite. Ce faci cu lucruri? Da. Trebuie de patru ceapări. Și toată aurul și toate alea. Să le răscumpere. Dacă nu îmi plătește domnul Băsescu. Ce crezi? Ai pregătit. Ai experiență. Da. Au o palincă. Uite, părinte, ce te-a pus în alu-tă? Are treabă să mai. Are treabă.
Nu, bravo.